Bine ați venit, dragi doamne și domni care aveți soarele, luna sau ascendentul în zodia rac. Etalarea lunii iulie pentru dumneavoastră începe cu urarea de la mulți ani a celora care vor împlini o anumită vârstă în luna iulie. O parte din persoanele din zodia rac sunt sărbătorite în această lună iulie și vă doresc toate cele bune, să vi se împlinească dorințele și pur și simplu să fiți sănătoși, să le puteți face pe toate, să le duceți pe toate. Eu am să aprind și o lumânare, cum procedez de obicei, pentru toate persoanele care urmăresc această etalare, pentru sănătatea voastră și a celor dragi, pentru echilibrări, împăcări, pentru vindecări de orice fel, pentru surprize frumoase, pentru planuri împlinite, pentru călătorii, vacanțe la care voi vă gândiți și pe care să le vedeți materializate sau reușite pe toate planurile. Da? Să aveți curaj, dragii mei, să credeți în staua voastră norocoasă. Eu am să încep această etalare cu trei mesaje din partea arborilor sacri pentru dragile doamne și dragii domni din zodia rac. Și avem așa, în primul rând, vorbim despre arborele cedru, care spune să vă purificați, să alungați niște energii negative, să cereți ghidare divină pentru a ști ce aveți de făcut. Nu uitați, dragii mei, că pe 3 iulie va fi lună plină, un motiv foarte serios ca dumneavoastră să puteți elibera neîncrederea, îndoiala, supărarea de orice fel, dezamăgirea, relații toxice, dar și, nu știu, sărăcia, boala și așa mai departe. Prin afirmații de genul mă eliberez de, puteți chiar de la 1 iulie, încet, încet, dar cu precădere pe 3 iulie, să repetați aceste afirmații de eliberare. Pentru că puteți primi, să știți, ghidare divină pentru ce aveți de făcut prin intuiția voastră, prin gânduri, prin visele pe care le aveți noaptea. Al doilea arbore, dudul, spune să nu vă faceți niște iluzii, să fiți atenți la niște iluzii, dragii mei, pentru că probabil lucrurile nu stau chiar atât de roz cum par la prima vedere. Să nu fiți dezamăgiți, să nu fiți păcăliți. A treia carte vorbește despre un mesaj de la Paltin. Ai răbdare și rezistă, păstrează-ți credința că necazurile trec. Paltinul are frunza aceea mai mare ca palma. Are un trunchi foarte gros. Țin minte, da, în parcurile în care sunt arborii aceștia sacri mai rezistenți, da, oferă multă stabilitate. Nu precupețiți niciun efort sau nicio ocazie să nu pierdeți, să petreceți timp în preajma arborilor sacri, în preajma copacilor care au coroană plină de frunze, să învățați, da, să preluați de acolo energia frumoasă și verde. Foarte frumos, dragii mei! Hai să vedem acum ce anume ne spun cărțile tarotului iubirii, da? În relațiile voastre, fie că le aveți sau nu le aveți, dumneavoastră, da, am să vă spun cartea, am să vă explic, de fapt, mesajul cărții pe care o vom extrage acum și care se referă la starea dumneavoastră. Să știți că e o iubire pură platonică în viața voastră. Bărbatul iubește această femeie, femeia iubește acest bărbat. Iubirea platonică se referă la un prieten, un coleg sau o prietenă, o colegă. De asemenea, aici poate ați sta mai mult de vorbă, poate tatonați terenul sau nici nu știți că există o persoană care vă poartă dragostea. Cam acesta ar fi mesajul pentru voi. Hai să vedem mesajul din partea tarotului iubirii pentru persoana voastră dragă. Aveți grijă, dragi dragi, la o infidelitate. Veți fi ispitiți de o relație trio în care fie amândoi, fie unul dintre voi se află într-o relație oficială.
Poate că de asta și există această iubire platonică. Nu ați dat curs pentru că ați făcut o alegere bazată pe moralitate. Și e bine, dragii mei, că ați stat așa, pentru că nu ar fi dus la ceva bun. Relația, alchimia dintre voi este un cavaler perfect. Se pare că domnul din această discuție, fie că este domn în zodia Rac sau este doamnă, este partenerul doamnei din zodia Rac, acest bărbat se poartă impecabil cu voi, dragi doamne, sau dragi domn din Rac, felicitările mele. Deci, cred că voi vă veți purta foarte, foarte bine. Este adevărat ce e frumos și lui Dumnezeu îi place și uneori oamenii se gândesc că dacă nu fac rău nimănui, dar nu se și nu se află, dar nu se gândesc că își fac rău lor înșiși. Și după dulceața aceea începutului, majoritatea celor care au intrat în relații trio sau chiar în relații de tip pătrat, da, fiecare fiind căsătorit cu altcineva, nu s-au simțit foarte, foarte bine după. În orice caz, sper să vedem niște informații, eu o să amestec toate zodiile, despre aceste persoane cu care fie deja sunteți în relații, fie că urmează să cunoașteți, da, pe cineva. Hai să vedem. Păi avem un scorpion aici, este un semn de apă. Scorpionul are numărul 8. Poate fi 8 iulie sau ora 8, oricând. Apoi, iată, un rac. Da, și cu ocazia asta îl punem aici, dragii mei. Un rac are numărul 4. Poate fi 4 iulie sau ora 4, în oricare dintre zile. Cea de-a treia carte despre zodii vorbește despre cineva din zodia Pești. Din nou, o nouă zodie de apă. Foarte frumos și cartea are numărul 12. Mi se pare într-adevăr foarte interesantă, da, această posibilitate. Persoană deja cunoscută sau o persoană nouă. Cea de-a patra carte este din partea unei fecioare. Afecțiunea din partea acestei persoane din fecioară. Cartea are numărul 6, de asemenea aici am la Pești numărul 12 sau 3 sau 21. Și iată, cea de-a cincea carte este o balanță, dragii mei raci. Numărul 7 poate să reprezinte întreaga lună iulie, în care sunteți protejați, sunteți iubiți de cineva din zodia balanță. Mergem mai departe, ia să vedem ce anume ne propun cărțile obișnuite. Ce am putea să aflăm, da, poate despre vorbe bune, despre un dar, despre ce se mai întâmplă. Vedem imediat, iată, prima dintre cărți o și punem aici. Este gândul unei persoane din Rac Scorpion Pești, sau voi vă gândiți la cineva. E o persoană blândușă și atenă, cu ochii căprui sau deschiși la culoare. Ia să vedem. Gata, simt că am amestecat bine cărțile. Și începem. Începem, dragii mei, etalarea. Păi, ce pot să vă spun aici? Fiți atenți, este cineva, fie este bărbatul din Rac Scorpion Pești, fie este partenerul doamnei din zodia Rac, dar fie că sunteți voi bărbați sau sunteți doamne care aveți un partener în zodii de apă, acesta poate să fie blonduș și atent, cu ochii deschiși la culoare sau căprui. Vă oferă o bucurie mică, se gândește la voi, văd un drum în prima parte a zilei până în asfințit, o hotărâre foarte importantă și ce frumos și bucuria în casă. Măi, este o bucurie în casă, este o hotărâre foarte importantă care vă încântă sufletul, cel puțin asta am observat. Iată, de asemenea, este aici o doamnă din Taur Fecioară Capricorn, dragii mei raci, care are o mare însemnătate pentru voi. La ce mă refer? Sunt vorbe bune, este darul sau suma de bani și este și o bucurie mare.
de la persoana aceasta, fie șatenă cu ochii căprui, fie chiar este din Taur, Fecioară, Capricorn. Wow! Foarte interesant! Hai să mergem mai departe. Apoi, din ceea ce văd aici, aici văd, dragii mei, o persoană din gemeni, balanță, vărsător, sau poate fi un angajator, o firmă, un drum peste noapte, da, sau un drum după asfințit. De asemenea, văd un destin important pentru voi cu un bărbat din berbecleu săgetător, sau este o doamnă, dar înclin totuși să cred că este un bărbat în zodie de foc. Da, și este ceva în temeiul vostru. Parcă trebuia să ajungeți la respectiva situație. Iar aici, dragii mei, dacă sunteți în relații cu berbeci lei săgetători, da, sau cu gemeni balanță vărsători, ori ce important cu trei popi din Taur, Fecioară, Capricorn, văd o veste bună și o iubire pasională. Deci, o parte din raci veți fi iubiți de persoanele din zodii de pământ, alți raci din persoanele din zodii de apă sau aer. Și aș putea să spun și că persoanele din berbecleu săgetător vor fi deosebite și sper, dragii mei, să primiți, da, aceste, să rezonați cu tot ce a fost spus bun. Hai să continuăm, să vedem crucea celtică, ce dorește să ne înfățișeze. Păi, în primul rând, văd aici un rege de bâte care anunță multă pasiune pentru voi, poate pe cineva din berbecleu săgetător. Regele de bâte adoră ceea ce face, este foarte iubitor, e foarte săritor în ceea ce va face. Poate că energia voastră, dragi domni, din zodia rac. De asemenea, aș putea să văd o balanță sau un adevăr, un proces care va fi câștigat. Balanța aceasta reprezintă echilibru, reprezintă tot ce poate fi mai bun și hai să vedem în continuare ce știți, ce nu știți, ce anume urmează cum să spun, da, uite, ce știți? Ce știți este că deja a venit o schimbare, voi trebuie să refaceți ceva. Lucrurile n-au fost făcute de prima dată sau este un berbec de care voi știți că trebuie să-l includeți în niște planuri. S-a evidențiat și cartea asului de monede, care chiar anunță un început de prosperitate. De asemenea, munca unor persoane din Taur, Fecioară, Capricorn, care se manifestă pentru voi, dragii mei. Ia să vedem ce spun în continuare cărțile. Trecutul este doiul de bâte. Voi poate ați așteptat, da, să vină un moment potrivit. Poate ați lăsat de la voi într-o anumită privință. Văd de asemenea o regină de o mare preoteasă. Marea preoteasă, să știți că ține niște secrete, puteți afla anumite secrete și de asemenea ar putea să fie foarte feminină, foarte expresivă, de ce nu? Sper să fie un viitor în care să vă folosiți foarte mult intuiția. Hai să vedem în continuare. Văd, iată, șaptele de cupe care reprezintă o horă în care vă învârtiți ca într-un cerc vicios. Hai să vedem. Poate totuși va fi celebrare. Ia să vedem. Cum anume se previzionează cărțile? Păi iată, avem un cavaler de cupe. Este o împăcare, este o ofertă de iubire, de muncă, care vine spre voi. Deci ceilalți își dau seama că voi primiți niște ocazii extraordinare și foarte, foarte bune. Și văd și o stea. Steaua poate să reprezinte un vărsător sau rezolvarea unor probleme. Nu sunt integral rezolvate, dar voi aveți mari succes în tot ce este nevoie. Hai să vedem ce anume spun cărțile în continuare. Ia să vedem, dragii mei. Doiul de spade
Îmi arată că nu știți încotro să vă porniți. Rațiunea vă spune ceva, inima vă spune altceva. Poate vă veți asculta inima, dragii mei, pentru că veți avea foarte multe de câștigat, aș zice eu. Dar sunteți destul de nehotărâți, nu știți încotro să o apucați, să vă apărați, să nu vă apărați, să rămâneți, să fugiți și așa mai departe. Văd că sunt multe strategii la care voi vă gândiți. Și, într-adevăr, destinația poate să reprezinte o nehotărâre, dar nu la un mod din acesta foarte, cum să spun, foarte profesionist, da. Și Carul. Carul vorbește despre rac. Vă regăsiți pe voi, aveți victorii. Deci spre sfârșitul lunii iulie veți fi foarte siguri pe voi, mult mai siguri decât sunteți acum. Și sper, dragii mei, întotdeauna să simțiți acest lucru. Să vă meargă bine, să discerneți ce este important pentru voi, dar și pentru o altă persoană. Să vă puneți în postura aceasta. Vă doresc toate cele bune și Doamne ajută să vă bucurați, dar cu o onomastică, da, să aveți succese și toate cele bune. Onomastică în iulie, nu știu, dar aniversare este sigur pentru Zodia Rac. Dragii mei, toate cele bune, să vă meargă bine. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă aștept cu drag să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când eu postez anumite anunțuri. Sper să vă meargă bine și să ne revedem și la alte etalări. La revedere! Pa, pa! Să aveți grijă de voi, să fiți ocrotiți și ocrotitori! Pa, pa!